S-a făcut curățenie, oameni buni. Mă rog, aproape curățenie. Mitra, zici că și tu ai fost la Survivor. Păi n-am fost săptămânal, colegul. Iartă-mă pe mine. Oameni buni, astăzi vorbim despre ce s-a mai întâmplat la Survivor atâta timp cât show-ul a fost pe TV și oamenii aceștia pot să ne spună lucruri din culise. Sorin, Robert, coleguța Gog și coleguțul Mitrea. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit, ce faceți? Bine v-am găsit, foarte bine. Iată, iată. Dacă îi urmăriți pe băieți pe TikTok, fac o echipă bună împreună. Nu știu dacă i-ați văzut, dar au tot felul de TikTok-uri împreună. Da, da. Sunt foarte haioși. Au scenete pe TikTok, dacă vreți să vedeți. Sorin și Robert vă așteaptă. Delea îi filmează, că a venit să-i susțină în spate. Ne-am luat și majoritatea, da, e cu noi. E cu voi. Echipa de nebuni a venit. Dar după am poanele și vin un coace. Echipa de nebuni, ce faceți, băieți? De ce n-ați ajuns în finală? Eu pot să vă zic. Să-l întrebați pe el și pe Delea aceeași întrebare. Din cauza lui. Din cauza cui? Din cauza lui Sorin. Am ceva în comun pe mine. Păi, eu l-am lăsat. Vă dați seama, are copii la casa lui. Băi, hai să ajungem în finală. Of, ce supărat sunt pe asta tine. E, iată că ați rămas prieteni până la urma urmei. Da, da. Asta, avut încotro. Asta a fost și ideea. Și am vrut să dăm culoare concursului, cred că am dat. Și da, ne-am distrat. Asta continuăm și acasă. Cu Delea, cu Ian. Ideea cu... că ați rămas foarte bun prieten. Da. Nu, da, noi am văzut emisiunea asta din alt punct de vedere. E clar că fiecare concurent care merge într-o competiție, eu nu pot să o numesc sportivă și am mai stat și în emisiune, pentru că este un experiment. Este un experiment exact. Care are foarte multe greutăți. Da. Dacă stăm să o luăm psihologic și mă duc acum la un psiholog să ne facă un clasament, nu știu care mai e clasamentul, dacă mai e același ca la cel sportiv. Dar noi, eu și cu Robert cel puțin, dar au mai fost și alții pe lângă noi, care am văzut și partea frumoasă, partea pozitivă, am făcut haz de necaz, cred că s-a râs acasă și nu cred, de fapt, sunt sigur că s-a râs pentru că am primit foarte multe mesaje. Ca partea fanii a tuturor. Da, și ne-am completat, a fost o chestie, o conexiune naturală, n-a fost nimic forțat. Dar în ce sens spui de clasamentul psihologic? Crezi că... Ți-ar fi spus că n-ar fi fost Zani câștigător, că nu e bine, nu mai despre ce, nu. Că asta a fost subtilitatea. Te refer la faptul că puternic, din punct de vedere psihic, nu... Nu, labil, am vrut să zic. Nu, chiar nu vreau să mai aduc în discuție anumite personaje care, dacă nu ești cu ei, ești contra lor. Alții încearcă acum să... Am văzut și ieri, că m-am uitat la emisiunea voastră, am văzut și ieri că se vorbește, n-ați mai apucat să mai puneți întrebări, că se vorbește în continuu. Toată lumea încearcă să dea replici când s-a terminat emisiunea. Nu mai contează acum. Și eu, dacă aveam ceva de zis, pentru că dacă vorbim de cuvântul acela adevărat și truth teller, cred că putea să mă chemați pe mine o oră într-o emisiune, dar înainte să se termine. Mi-ar plăcea să vă întâlniți toți în această emisiune, adică și cei care ați rămas prieteni și cei care nu mai sunteți prieteni după competiția asta. Da. Unii, din păcate, se bucură adică pentru... Mi se pare că foarte mulți dintre voi aveți curaj întotdeauna că nu sunt alții de față, știi? Sunt foarte de acord. Adică sunt foarte de acord. Vorbește ceilalți și fiecare, nu? Da. Știți care e problema? După ce am ieșit din concurs, că toată lumea a zis, bă, uite, de exemplu la mine, că eu am fost foarte tăcut, mi-am văzut de treaba mea, și am făcut un videoclip vis-a-vis de Zani, de concurs. Și au zis, ia uite-l și pe ăsta că a ieșit acum după concurs. Da. Păi stai puțin, că eu nu știam ce se, ce se zice în testimoniale, în interviuri. Pentru și că nici nu aveai cum să faci asta exact, în timpul show-ului. Exact. Da? Adică despre ce vorbim. Eu după aia am văzut acasă că se zic niște lucruri, se fac niște lucruri, dar nu în fața noastră. Și după aia am zis mie că ești truth teller sau chestii. Nu vreau să... Nu, față în față să lovesc, dar ăsta e adevărul. Zic, dar ziceți ce aveți de zis. De exemplu, despre tine, Robert, s-a spus la un moment dat, a spus Zani la un moment dat, că ai fost... Lui îi spuneai ceva în față, îl susțineai în față și în spate cu războinicii... Scuză-mă că te-am întrerupt. Știți care e problema? El venea și îmi spunea, bă, eu nu merit, eu merit în finală. Bă, meriți în finală, nu? Meriți și din punct de vedere sportiv printre cei mai buni, nu cel mai bun. Că să nu uităm că două luni de zile nu prea a fost bun pentru că eu eram peste el. Nu vreau să sunt modest, dar na. Și i-am spus, da, normal, și i-am spus, bă, băiatul, cum l-ai bătut tu 9-0 și n-am da, nu mai zic record în Survivor, 9-0 de la un adversar, 3 săptămâni n-am mai luat niciun punct. În fine. Și Și nici măcar Relu nu și-a luat bătaia asta. În fine. Și i-am spus, da, bă, frate, ești bun, dar trebuie să-ți car crucea. Tu m-ai băgat pe mine și pe Delea la vot, când noi nu meritam topul ăla care tu zici că vrei să ajungi în departe, de cine ai băgat? Că, domne, nu ieșei. Exista probabilitate
Ciobanu a ieșit cu Ana Pal și Ciobanu, din punct de vedere sportiv, a fost. Dar i-am explicat că i-am zis, tu te asemeni cu Ciobanu, cum poți să mă compari? Păi stai puțin, că dacă e să comparăm, Ciobanu a ieșit din întâmplare, pentru că a ieșit cu Ana Pal din 100 de trasee. Ciobanu câștiga 80 cu Ana Pal, iar el a pierdut cu TJ. Cea mai bună îndemânare de la Survivor. Despre ce vorbim? Aia n-a fost întâmplare. Dă cineva mesaj și zice, bă, nene, nu tot vă înțeleg cu Zani. Zani a fost, a apelat la o strategie tipică unui general de armată. A apelat la toate mijloacele pentru a slăbi alianța războinicilor și de a-i executa, pentru că astea sunt regulile jocului, să ajungă și să câștige. Sunt de acord total. Regulamentul îți permite să faci chestia asta. Nu i-am reproșat nimic nici când a folosit acel simbol. Acel simbol l-a folosit foarte bine. Reproșul nostru a fost ulterior cu voturile pe care el le-a făcut. Dar nici acolo nu pot să-i reproșez 100%. Este vorba că este un regulament și l-a mers exact cum a vrut el ca să-i meargă lui bine, dar ne gândim că ajungem și acasă. Și poate am avut niște prietenii înainte și tu în competiția asta mi-ai arătat adevărata ta față. Adică ți-ai dat la o parte onoare, demnitate și am ajuns acasă și normal că ne dăm și noi la o parte, că nu pot să țin un om, un astfel de om lângă mine. Adică eu la asta mă gândesc mai mult decât la o competiție. Noi competiția asta, eu nu m-am dus pentru trofeul ăla. Trofeul ăla se duce, banii se duc, dar prieteniile adevărate rămân. Deci și se depinde ce principii ceva... ai și cu ce valori vii de acasă și pe ce pui preț în viața asta. Exact. Dacă ați dat timp înapoi și ați schimbat ceva în comportamentul vostru în show și în drumul vostru, ați schimbat ceva? În strategie, poate. Dacă ai regrete în viață, înseamnă că ai problemă la tine și nu, cred că eu, la mine nu-i cazul, n-am regrete. Nu, mă bucur cum am jucat. Regrete, eu am bucurat. Până la modul că dacă știai că el vorbește așa la testimoniale, poate și tu erai altfel la modurile... N-aș fi schimbat cu nimic. Și de ce? Pentru că... El și-a arătat adevărata față. El, dacă voia, trebuia să vorbească față în față. Așa cum a expus anumite puncte de vedere față în față și l-am contrazis, poate am avut discuții în contradictoriu și am închis gura de cele mai multe ori, așa trebuia să facă și cu acele cuvinte pe care le dădea în interviuri. De aceea am făcut acel clip, l-am postat pe TikTok, pe YouTube, unde l-am mai postat eu, pentru că eu am văzut ulterior interviurile lui, ce s-a vorbit față în față. Am discutat față în față. Testimonial, te referi la testimonialele în care... Da. Eu sunt deschis. Vorbești cu mine. Apropo de treaba asta cu a spune față în față, au fost foarte multe momente pe care noi le-am văzut la masa aceea transparenței și foarte multe conflicte. În special l-am întrebat și pe Zani când a fost aici și când a avut un conflict cu Andrei. Exact. De ce niciunul dintre voi pentru atunci... Pentru că aveau amândoi o vină. Vă dați seama că și Andrei greșea postura lui și Zani. Adică n-aveai pe cine apăra și era fer să nu te bagi. Exact. Și okay. Eu nici atât nu puteam să mă bag nici pentru unul, nici pentru altul. Pentru că lumea mai înscrie pe internet că de ce nu zic nimic de Andrei, de ce? Andrei este, ca să-l descriu așa puțin, este omul ăla care stă la geam, la bloc și țipă la copiii ăia care sunt la scară să plece de acolo, iar când iese din scară nu mai zice nimic. Stai mă, că el stă la casă, mă. Mă rog, că stă la casă, țipă la aia din prispă să plece de la el de la poartă și când iese la poartă nu mai zice nimic dacă comentează vreunul în fața lui. Asta e Andrei Ciobanu? Ăsta este Andrei Ciobanu, da, pentru că așa a fost la noi, ne-am înțeles bine cât a fost la război, nici a plecat în partea cealaltă, a dat către mine și eu am simțit că e ceva personal, că avea ceva personal legat de mine. După care s-a întors la noi și n-a mai avut nimic cu mine. Eu n-am nimic personal cu nimeni, nici cu el n-am avut nimic personal. N-aveam de ce să continui cearta. Când mă calci pe coadă, te calc înapoi. Dacă ești liniștit și îți vezi de treaba ta, am văzut și eu de treaba. S-a și văzut pe sfârșit, chiar era ok amândoi. Dar de ce crezi că avea ceva personal cu tine? Adică ai ajuns la o concluzie de ce totuși, sau nu ați vorbit după finală, că totuși ați fost acolo cu toți în Dominicană? Nu, este o chestie pe care eu o simt și o cred. Dar n-am vorbit nici măcar acolo în emisiune, poate unii din colegii mei o știu că am mai spus-o, dar nu vreau să spun că poate mie mi-e rușine de rușinea lui. În spate acolo susținătorii voștri sunt, e soția ta cu copilul? Da. Și la fel, Armanda, soția. Da, exact, au fost la noi aici cât timp voi ați fost plecați. Le-am urmărit, da. Și v-au luat apărarea. S-au descurcat de minune, da. Și au suferit pentru voi. Au făcut front pentru noi că... În final a fost clar că l-ați susținut pe Iancu. S-a văzut chestia asta, ați făcut și niște filmări chiar înainte de vot. Eu am făcut, da. El a făcut. Eu n-am făcut pentru Iancu, să fiu sincer. Clar, Iancu mi-era cel mai apropiat dintre toți de acolo și dacă era cineva să câștige, să aleg dintre cei trei, l-aș fi ales pe Iancu. Dar eu clipurile pe care le-am făcut, eu n-am făcut propagandă cum s-a făcut pe partea cealaltă.
N-am făcut propagandă să denigrez pe cineva și să câștige altcineva. Nu m-a mai interesat cine câștiga. Te referi la nebunia aia cu votează-l pe ăla ca să fie pentru celălalt și așa mai departe. Pe mine m-a interesat finala doar dacă eram eu în ea, să câștig eu sau Robert. În rest, nu m-a interesat. Da, în rest, nu m-a interesat atât de mult. Dar clar, eu sunt prieten, suntem foarte buni prieteni cu Iancu și mi-am dorit din ei trei să câștige el cel mai mult. Dar n-am făcut clipurile alea pentru el. Le-am făcut pentru mine. Eu cumva am dat răspuns la ceea ce am fost atacat. Sunt multe mesaje care vin către voi, că sunteți simpatici, că faceți lucruri faine împreună, dar sunt și oameni care nu uită primul sezon când ai fost tu acolo și spun că ești schimbat de la primul sezon față de sezonul de acum, când în primul sezon erai șarpele sezonului și ai jucat murdar. Nu era merc? Iar acum ești, da. Se vede schimbarea la Survivor All Stars. Ce vreau să zic despre asta, că am mai primit mesaje, într-adevăr se vede o schimbare la televizor, să văd oamenii de acasă. Eu în sezonul 2 am fost același om, pentru că umorul nu poți să-l iei în 2 ani de zile, în 3 ani de zile. Umorul acesta te naști, l-ai din trecut. Eu la fel eram și la mine în sezon, doar că montajul nu poate fi făcut 24 din 24, se montează lucrurile importante ce trebuie să se dea la televizor, iar eu a trebuit să fiu oaia neagră în sezonul 2, să spun așa. Oaia neagră pentru unii, că pentru alții am fost de înțeles total. Bine, după ce s-a terminat. Contează și oamenii de lângă. Da, cred că, a zis cineva că semănați foarte mult. Voi doi zici că sunteți frați. Stați că vă mai citesc mesaje. Ați văzut, am citit peste ea, da. Care sunt drăguțe, dar vă mai citesc și altele. Să vedem ce spun. Și că v-ar fi stricat și vouă peste 100.000 de dolari. Acum toți o dați mai pe prietenie. Euro. Sunt euro, da. 100.000 de euro, cred că e pentru toată lumea 100.000 de euro. A zis cineva, v-a dat Zani lecții. De ce anume? Lecții de ce? Dacă vorbim de asta viteză, lecții de multă lume care văd că a rămas ancorată în primul sezon. Am vrea să revenim, să fim la sezonul actual, prezent, în așa? Sezonul acesta, da. Dacă vreți să vorbim, vorbim de acum. Nu vorbim cum a venit Zani să vorbească de subiecte din trecut și era vorba despre Survivor. El cel mai mult a greșit și am spus și lui. Eu am mai vorbit cu el, mi-a trecut supărarea așa puțin. Ai vorbit după ce s-a terminat show-ul? După ce s-a terminat, chiar acum câteva zile. Tu l-ai căutat? Nu, a fost prin, în fine, prin Instagram, nu l-am căutat. Și cine a dat mesaj prin? Și el îmi dăduse mesaj, o chestie, în fine, nu contează, el mi-a dat mesaj prin. Și el trebuia să fie umil când s-a întors. Acolo a greșit, i-am spus, i-am explicat, bă, indiferent, ești bun. Dar trebuia să fii umil, frate, adică, până la urmă, Simona Halep, dacă pierdea în optim, nu mai câștiga, știi? Înțelegi? Adică, na, toată lumea își dorea o a doua șansă și eu îmi doream o a doua șansă. Păi, mie, din punct de vedere psihic, sunt sincer acum. M-am ofticat puțin că s-a întors, că s-a întors unul dintre cei buni. Cei buni, adică despre ce vorbim. Și el se aștepta. Adică, uman vorbind, nu trebuia să fie unul care să nu se ofte. Dar ce mi se pare mie foarte amuzant în situația asta. E omenește. Ce mi se pare mie foarte amuzant în situația asta cu întorsul și al lui Andrei și al lui Zani, că Andrei o dă, păi da, bă, eu m-am întors direct în pâine, eu din seara aia am venit a doua zi direct, am intrat pe traseu și am tras și am nu știu ce. Era normal să mă întorc, că eu era mai bun. Iar Zani pe partea lui, ce vorbești, bă, păi eu am stat în exiliu, m-am chinuit acolo, am stat o săptămână, ne-am chinuit, vai de capul nostru, am tras greu, că dacă stăm să vorbim de greu ăla, o mai intrăm în detalii. Am mai auzit. Da, n-are rost să mai vorbim, ați primit o a doua șansă și toți, dacă eram toți în situația în care să fi primit o a doua șansă, stăteam în cele două mai grele condiții, stăteam două luni ăla. Și bagă-mă în finală și eram în finală și trimiteți-mă la vot, nu? Dar dacă ați fi avut voi această șansă, dacă ați fi fost voi la duel și erați înapoi în competiție, cum ați fi reacționat? Mă întorceam cu o rușine, jur, vorbesc serios, mă întorceam cu o rușine. Nu veneam să-mi impun un regulament. Am văzut cu toții că și Andrei când s-a întors atunci cu acel cântec de v-a luat pe voi din somn. Cred că Andrei se simțea inconfortabil. Eu cred că diferența dintre ei, că acum nu ne ascundem, majoritatea care au venit aici sunt într-o bisericuță și a rămas unul singur în partea cealaltă. Ceea ce e ciudat, singur, adică ce nu are ceea ce nimeni ciudat, dintre ei, dintre foștii colegi, nu cred. Nu? Cred că e nimeni singur și restul la un loc. Dacă mai sunt Ștefania, Ana, cred ca băieți, ceea ce ziceam eu că face diferența e faptul că atunci când ai venit înapoi trebuie să fii recunoscător, nu să fii arogant. Exact. Capul umil, cum a zis și Sorin, capul jos, să fii singurul, recunoscător că ai primit șansa asta. Singurul care a spus că dacă îi se acordă o șansă și nu s-a montat și a spus la televizor, dar nu s-a montat, a fost Dele. A zis că după ce a ieșit la duel, a zis că dacă îmi dă, dar neștiind că o să îi se acorde lui Zani,
Dacă mi se acordă, eu nu intru. Pentru că știa și era foarte ar asumat. Ar fi fost aplaudat, cred că, de toată țara. Da, uite-mă pe Delea. Uite că mi se face pielea. E și el amas aici, a invitat. Cel mai onorabil lucru pe care l-ar fi putut face. S-a făcut geaca piele lui ăsta. Dar să știi că Zani, când a venit aici luni la emisiune, a povestit despre tine Alex Delea, spunând că ești unul dintre băieții mișto, nu? Cam asta a spus dintre participanții de la Survivor All Stars, că mereu pozitiv și că ție ți-ar fi dat premiu sau ceva de genul ăsta. Ai microfonul lângă tine. Cred că a zis de Ștefania Ștefan. Cred că a zis de Ștefania Ștefan că el oricum era accidentat și n-ar mai fi putut. Ok, dar oricum a avut niște cuvinte de laudă la adresa. A avut, că a fost singurul care a vorbit cu el în avion. Cum adică a fost singur că a vorbit? Că ne-am întors acum de la finale. El oricum este o persoană foarte singuratică și nu e vorba că nu are oameni pe lângă el. Am fost și eu, am fost atâția pe lângă el și stăteam ca și prieteni. Dar eu nu știu dacă el apreciază prietenia pe care noi o oferim. Și nu cred că am fost singurul, cred că am fost mai mulți care au fost prietenii lui și s-au dat la o parte. Cât am fost acolo după finală, noi am mai rămas câteva zile în Dominicană. El stătea singur, era prin cameră, toți ne distram, toți ne simțeam bine. Era singur, și nu era ca și cum. Nu aveam nicio treabă. Da, erați fericiți. Ia zi, Alex, da, ce vrei să zici de chestia asta? Mulțumesc foarte mult. Sunt total de acord cu tot ce s-a spus, doar că eu am ieșit din competiție acum, o grămadă de timp, nici măcar nu mai știu ce s-a întâmplat. Iar despre Zanica a vorbit frumos despre mine, îi mulțumesc foarte mult și eu vorbesc frumos despre el. Și dacă sunt băiat așa de treabă, normal că vorbește lumea despre mine, că sunt băiat de treabă. Adevărul că ești, mă, ești foarte pozitiv și mișto. Mulțumesc foarte mult, am văzut, da, apreciez, m-a făcut să mă simt bine. După publicitate ne întoarcem, oameni buni, până atunci să puteți să ne mai trimiteți mesaje pentru acești oameni care sunt aici și revenim să mai discutăm despre Survivor All Stars, lucruri nespuse, lucruri din culise. Alături de Sorin, de fratele lui Geamăn, cum zic. Că nu s-a mai scap de el. Nu, bă, eu ce zic. Ai văzut unde te duc în vacanță, da? Uite, vă citesc și mesaje de la oameni care se uită la emisiune și zic așa, foarte simpatici cei doi, Sorin și Robert, chiar seamănă mult. Le doresc numai bine, dar l-am votat pe Zani. Meriți. Da, asta e. L-am votat pe Zani, nu mai accept. Nu mai accept. De asta zic. Mesaj ters. Eu cu mașina, nu-i problem. Bun. L-am votat că noi nu eram în finală. Ați rămas un pic așa cu sufletul supărat? Nu, sincer, sincer să fiu... V-a trecut? Nu, da. vreau să spun sincer, sincer adică acum. Că e ok. Ați fost foarte aproape vreau acolo. Vreau să spun foarte sincer că pentru mine și pentru Robert și pentru toată lumea că am discutat cu toți, câștigătorul All Stars eram eu. De ce râde lumea? Bă, noi am vorbit, aveam instrucțiuni că eram eu cum și Robert. A, eu! Eu, Sorin. Cum adică tu și Robert? Vreau să citesc un alt mesaj, pentru că apoi am primit mesaje, bă, că sunt cu Zani, bă, că nu sunt cu Zani, dar e un mesaj foarte fain și interesant. Zice cineva în felul următor. Am votat Delea, a câștigat. Am votat Dan Ursa, a câștigat. Acum am votat Zani și iar a câștigat. Dar sper să-i spună cineva în care are încredere că nu o să-i mai meargă de fiecare dată. Pe mine m-a păcălit odată, a doua oară clar nu o să mai reușească. Prea se crede autoștiitor și nu prea are de unde. Nu a văzut decât rău în copilăria lui și probabil crede că asta este normalitatea, dar nu este așa. Dacă aștept să fie respectat, respectă. Era frumos să fie și o fată, Ștefania chiar merita. Adică sunt multe mesaje și să nu zic că lumea, dumneavoastră, ai citit numai despre pozitive, adică sunt împărțite ca de fiecare dată mesajele. Foarte frumos a compus acest mesaj. Și într-adevăr, poate și Ștefania a meritat să ajungă mai departe, poate și în finală, dar vreau să spun o chestie care nu știu dacă s-a spus. Survivor All Stars n-a fost pe votul publicului, doar finala. A fost o competiție mai mult pe dueluri, cine pierdea, cine era trimis la duel, ajungea acasă și pe așa strategii. Mai departe. Pe strategii, da. Acum să fim sinceri, nu vreau să subestimez femeile sau ceva, dar în anumite momente nu poți compara femei, mă refer ca și competițional, da. Mai ales fizic, exact, puncte foarte fizic, exact. Da. Da. Și de-aia a fost mai greu ca o fată să ajungă mai departe. Nu că am fost noi misogini, că s-a mai zis chestia asta, n-am fost niciun caz, pentru că noi am fost cu ele acolo, întotdeauna le-am susținut și toate pot confirma treaba asta. S-au simțit unele dintre ele excluse de-a lungul acestei competiții. Am mai văzut Maria Chițu, dacă mi-amintesc bine, care a venit aici și a spus că pe alocuri s-au simțit excluse din grup, pentru că voi erați deja o gașcă foarte închegată acolo. Dacă a fost cineva exclus sau exclusing? Da, singur, da. S-a și văzut vibe-ul nostru, adică nu aveam de ce să excludem. Noi n-am vrut niciodată să destrămăm echipa asta, n-am vrut să bece vreo Lola, vreun Relu. Noi n-am zis niciodată să ne cernem. Foarte bun adică punctul ăsta, da. Noi mereu am spus că vrem să... Când a venit Jorge la noi și era și cu piciorul,
Am spus chiar cu Jorge până la individuale. Cu Jorge până la individuale, îl ducem în finală pe Jorge. Pentru că noi eram o echipă strânsă. Contează și chimia dintre voi. Exact. Adică contează foarte mult energia pe care o transmitați da, unul altuia. Concursul ăsta e corect. În două etape. Prima dată în etapa echipei și după aia individuale. Da. Adică, despre ce vorbim? Nu mai scoate bazma curată pe Zanidache, că au dreptate invitații. Luați partea, era prea plin de el în sezonul lui, am ținut cu el și chiar m-am bucurat că a câștigat. Dar la All Stars am văzut alt Zanidache. Da, vezi, asta e. Acum cineva care mă ceartă, că de ce am ceva cu el. Andrei a avut dreptate, acum la final recunosc că și ceilalți cum e caracterul lui Zani. Și ceva zice că de ce nu m-a spus atunci când erați în show? Eu am spus cu gura mare după ce s-a terminat. Dacă îmi spune, dacă are cineva să-mi spună mie treaba asta, înseamnă că nu s-a uitat la emisiune. Eu am avut discuții mari cu Zani în emisiune și nu doar cu el și cu Andrei. Repet ce am spus și mai devreme. Cu Andrei n-am mai avut ulterior pentru că n-am mai zis nimic. Dar n-are cum să mă arate cineva cu degetul că eu n-am vorbit. Eu am vorbit foarte mult. L-am auzit și pe Andrei ieri, că spunea că el a fost singurul care a vorbit, că îmi spunea și mie să vorbesc și că eu mă dădeam la o parte. Eu? Serios? Nu. A avut vreodată vreo discuție Zani cu mine și eu n-am parcurs-o. Întrebare fost... pentru Robert, azi acum pe final. Mine. Are curaj să-și arate șosetele? Îl salută frizerul? Nu. Proastă glumă. Care e? Da, frizerii lui, da. Frizerii, da. Să nu te mai tuzi la ei. Perfect. Oameni buni, ei sunt oamenii care au făcut din Survivor All Stars tot ce au putut. Au ajuns până la un moment dat, acum sunt aici și au rămas prieteni, asta cred că e cel mai important. Robert, Sorin, Delea, îți mulțumim și ție, mulțumim susținătorilor care sunt în spatele camerei de filmat, coleguța noastră, Alexandra Gogă, vă așteaptă și ea pe Alexandra Gogă, să o vedeți pe Instagram, să vă spun unde s-a machiat, unde s-a aranjat, cum? Luni, ne vedem cu Iancu. Iancu? Iancu, să vină și Iancu. Și eu vă aștept tot pe Alexandra Gog. Și la mine șosetele, vă rog. Perfect, iată, bă, iată că se încerc. Doar dreapta, că e cealaltă ruptă. Vă așteptăm pe Instagram, că vă face să râdeți în continuare. Cristi Mitrea vă așteaptă și el pe Instagram, pe TikTok, îi găsiți pe băieți. Oprim emisiunea mâine la ora 3, trebuie să ne vedem. Deschideți să aerisim ciucă, e tot ok, ne întoarcem mâine la 3. Numai bine.